ca într-un roller coaster. Merg tare, stau pe o taburetcă și nu știu ce se întâmplă mai departe. Numai că de data asta fără centură, nu bate chiar așa strașnic cuvântul, e ok. Dar trebuie numai decât să-ți pui parbriz, să vezi și cine ajută. Stai că vine Tirus. După Tirus mai este o mașină, după mașină e liber. Butonul de sus. A, nu, hai să. Și o motocicletă e curată. Ne ducem spre casă. Putem să începem un interviu. Așa, Doru, de câți ani mergi pe motocicletă? Din 2019. Deci acum ai 5 ani, da? Și ești de curând posesor de categoria A. Ai avut a 2 până acum. Din toamna au. Și tu la moment ai o Yamaha MT-07 din anul 2019. Bun. Și care a fost prima ta motocicletă? Un Viper de 200 de centimetri cubi. Și ai fost mulțumit de motocicleta așa? Ca motocicletă de mega începător ai fost mulțumit. N-ai simțit niciodată pericolul când nu ai ABS la dânsa? Și motocicleta nu dezvolta așa viteză încât să ai nevoie de ABS. E un fel de bicicletă, poți spui, da? Și următoarea ta motocicletă a fost un Kawasaki Z300 din anul 2016. Câte accidente ai avut până acum? Două căzături. Prima căzătură cum a fost? Prima căzătură a fost când te-a pălit o mașină care a vrut să facă o întoarcere. Așa. A doua căzătură, pe care o știu și eu destul de bine, la ce viteză era? Aha. Viteza nu o să o menționăm, dar putem spune că era destul de frumoasă cu viteza. Motocicleta ți-a făcut un wobbling. Motocicleta ți-a făcut un wobbling dat de accelerare. Și tu ai zburat tare frumos și te-ai șerit tare mulți metri pe jos. Ce-o pățit motocicleta atunci? Capacul de la cutia de viteză s-a rost până ți-a făcut gaură și ghidonul, da? S-a îndoit. Ok. Și deja un pic din exhaust o trebuie să-l înlocuiești. Și deja s-a mai zgâriat așa pe părțile, pe partea dreaptă, nu? De ce ai decis să-ți cumperi motocicletă? Și te-a făcut să vrei să fii motociclist? Deci, fiind adolescent, ai văzut un clip pe Instagram, da? Nu, pe YouTube ai zis. Pe YouTube și a început să-ți bată inima, da? Și așa ai ajuns să-ți cumperi motocicleta ta. Super. Ce-ți place cel mai tare la motociclism? Îți place libertatea și că nimic nu te poate opri. Înțeles. Și îți place cel mai tare să faci? Să mergi cu viteză mare sau îți plac curbele? Îți plac mai tare curbele. Da, și de tot curbele îmi plac cel mai tare. Și îmi place și wheelie să fac. Dar cum în Moldova noi nu prea avem curbe, sprenez și fac mai des wheelie. Pentru cine nu știe și asta wheelie, asta e când te urdești într-o roată. În câți tripuri ai fost de când ai motociclet? Din țară a ieșit o singură dată și a ieșit tot cu mine. Așa. Cine era cel mai bravo peste hotarele țării? Zice că în speedometru meu juca totdeauna roșu, eram în red limit la turații. Păi așa, dacă noi am ieșit la o plimbare cu băieții care au litru și noi cu 390. Îmi place tare România că drumurile sunt curbate și practic asta ne face pități într-o singură categorie, nimeni nu mă poate depăși. Bun, puteau și să mă depășească, dar devenea mult mai periculos. Undeva peste hotare, viteza medie 130-140, cam așa. Eu țin minte că tu aveai lanț tare bun atunci și îți săreau simeringuri din trâns. Dar gata, după asta ai schimbat lanțul și am un motocicleta ca nouă. Și cred că de atunci ați fost învățătură de minte când te pornești în trip să te asiguri că tot motocicleta e în condiții tehnice ideale. Plănuiești în vara asta să mai mergi în vreun trip? Da, o zis că ar fi păcat să nu ias cu motocicleta asta pe hotare. Eu tot modelul ăsta o să mi-l procur anul acesta, așa că o să fim pe hotare cu două Yamaha MT-07. Ce recomandări ai pentru un începător?
să nu jălească niciun leu pentru echipament. Deci pe tine ți-o salva viața echipamentul la cea de-a doua căzătură. Uite, aici sunt total de acord cu tine. Sunt de acord că niciun bănuț nu trebuie economisit la echipament. Și mai mult de atât, o cască nu e suficient. Ai nevoie de tot echipamentul complet, chiar și aceleași încălțăminte. Dacă caz jos, primul lucru ce se întâmplă, îți strivește talpa. Cei care dețin echipament, tare des se întâmplă să zică, băi, eu mă duc până la magazin. Și anume până la magazin se întâmplă accidentul și taman atunci n-avea echipament. Adică echipamentul trebuie purtat totdeauna, chiar și la distanțe scurte. Cum treci peste iarnă ca motociclist? Deci gândul la un nou sezon te salvează, da? Mine gândul la un nou sezon mă macină și mai tare, eu vreau să-l încep mai repede și mai repede. Cum e să mergi cu pasager? De plăcere cu Yamaha asta, da? Deci cu Kawasaki nu era de rău plăcut cu pasager. Recomand începătorilor să meargă cu pasageri. Nu, să zicem că ți-ai cumpărat luna asta motocicleta și prietenii tăi, hai până și mie un cerc, până și mie un cerc. Ei sui cu tine? Nici eu nu i-aș sui. Pentru că, în primul rând, tu duci răspundere de viața ta, motocicleta totuși e un transport destul de periculos. Atunci porți răspundere pe două persoane. Și a doua persoană, dacă nu e destul de pregătită, tot e periculoasă, pentru că orice schimbare de echilibru a pasagerului influențează și riderul. Și dacă eu acum mă schimb în curbă, de pe dreapta, pe stânga, să văd eu mai bine, sau înridic fundul de pe șaua motocicletei, s-ar putea să destabilizez riderul și să faci o trântă frumușec în doi. Deci tu zici că după iernat îți pierde din abilitatea motociclistului și la început de sezon ar trebui să meargă un pic pe poligon să-și readucă aminte, da? Sau cel puțin să meargă mai cu grijă. Oricum, aderența asfaltului peste iarnă se pierde pentru că foarte multă murdărie rămâne în urma dezăpezirii. Și asfaltul încă este rece, nu-i ca vara, ca atunci când noi eram deprinși să forțăm limitele motocicletei. Și părerea ai despre line splitting-ul cu motocicleta? Avem voie sau nu avem voie să facem asta? Deci atâta timp cât nu provocăm situații extrem de periculoase, de ce nu, da? Atunci când mașinile sunt în mers și noi facem line splitting, e mai periculos decât atunci când stau pe loc sau relativ abia se mișcă. E că, de exemplu, eu am în videouri unde merg tot așa cu viteză mică pentru mașinile care sunt oprite și am destul de multe comentarii de hate. Dar lumea nu înțelege că noi de asta și ne cumpărăm motociclete, că să nu stăm în fundul la o mașină. Dacă te pui pe centru mașinii, s-ar putea să vină altă mașină din spate și să te împingă în mașina din față și practic te faci un sandwich. De asta, chiar dacă nu faci line splitting, e recomandat să stai cât mai pe marginea mașinii, să ai pe unde evita impactul. Chiar și dacă te împinge din spate, ajunge și faci contact cu motocicleta ta, te aruncă între mașini, nu în mașina din față și te faci farș. Ce părerea mea despre alt rider în spate? Eu personal nu-mi place când văd doi băieți pe o motocicletă. De atâta au fost puține cazuri în care am dus băieți în spate pe motocicletă, mai mult îmi duc prietena. Dar sunt cazuri excepționale când chiar trebuie, când nu ai ce face. De exemplu, când vrei ca un prieten de-al tău să iasă mai repede cu motocicleta și trebuie să-l duci până la garaj. Și nu-mi preplace să duc ce băiat, să zicem că chiar dacă e un prieten de-a meu, s-ar putea să-l refuz, dar dacă e motociclist, are mai mult șanse să-l duc. Plus, mă interesează și greutatea pasagerului. Dacă e un pasager mai greu, sunt sigur că o să-l refuz. Sau dacă e fricos, pentru că frica pe motocicletă poate fi fatală.
Adică închipuiți că mergi cu viteză și el brusc se decide că e o parașută. Trebuie și ca pasager să fie antrenat, știi? Tipa, nu-i ca la mașină pur și simplu să urcați, mai ales după un pahar de bere, două, știi? Când te duci să iei pe cineva care a băut cu mașina, ai una. Dar nu poți să te duci cu motocicleta după cineva care a băut. Presupun că există și amendă pentru pasager băut la... După 5 ani de motociclism, nu-ți pare că deja Moldova au devenit plictisitoare? Adică, sincer, am mers pe toate drumurile care au asfalt, bun sau cât de cât bun, și deja nu mai am unde și ce să văd. Uite, mai departe încă n-am fost de România cu motocicleta, dar aș vrea să încerc. De exemplu, aș vrea să merg la EICMA în Milano, numai că în perioada în care se organizează este destul de frig și nu știu dacă poți să te duci cu motocicleta. Dar, de exemplu, în iunie, dacă nu mă greșesc, este Ducati Fest, tot în Italia, nu știu unde exact, și aș vrea să merg încolo. La mare, în Turcia, cu motocicleta, e o temă tare, tare bună. Dar chiar și în România să mergi, sau în Grecia, finanțele cam încurc planurile mereu. Apropo, eu am observat, este pe Facebook un grup pentru motocicliștii care vor să călătorească cu un buget limitat, care scopul lor e să facă cât mai mult kilometri pe motocicletă. Și sunt alți motocicliști din diverse țări care primesc alți motocicliști în cazare gratis. Gen, tu vrei să pornești în Grecia și știi că azi ajungi în Grecia sau mâine ajungi în Grecia, pui anunț pe grupul ăla de Facebook și alt motociclist din Grecia îți spune ea că poți să vii la mine, să dormi noaptea asta liber. Adică să ajut comunitatea moto între dânși. Cum și noi de altfel am găzduit în țară la noi alt motocicliști pentru că grupul e actual și în Moldova și am văzut că e destul de activ. De exemplu, dacă ți-aduce aminte cazul ăla cu polonezii, păi tot noi am găzduit pe gratis în Chișinău când li s-au stricat generatorul. Chiar i-am ajutat să-și repare motocicleta în timp record și să poată întoarce înapoi în Polonia. Țin minte că la video acel am avut multe controverse pentru că am scris polonezi și lumea în comentarii mă întrebau ce fel de mâncare e asta. Ei, nu știu că noi în Moldova spunem polonez, chinez, frantuz. Și am terminat cu vlogul ăsta. Pa, pa!